Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru weekendul 12-13 iunie. Și acum hai să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru acest weekend, 12-13 iunie. Să vedem mesajele pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, interesantă energia pentru acest weekend. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici Pajul de Săbii, o carte care vine cu un avertisment foarte, foarte clar. Aveți grijă la bârfe, aveți grijă la oameni care vor să se infiltreze în relația voastră, care vor să bage zâzanie, care vin și spun minciuni doar ca să agite apele. Aveți foarte, foarte mare grijă. Și dacă voi vă știți cu tendințe în această direcție, fiți foarte atenți sau foarte atente, mai ales doamnelor. Aveți mare grijă aici. Hai să clarificăm acest Paj de Săbii care vorbește gura fără el, îl ia gura pe dinainte și s-ar putea să spună lucruri care nu ar trebui să fie spuse. Hai să clarificăm această energie. Avem Carul, Cavalerul de Monede și Cinciul de Bâte. Ok, încă o dată Cavalerul de Monede și Cinciul de Bâte. Aici, dacă nu sunteți atenți la ce spuneți, la cum spuneți, la cine e de față când spuneți acele lucruri, s-ar putea ca lucrurile să o ia foarte rapid într-o direcție foarte negativă și o relație care părea foarte promițătoare, dintr-o dată să se oprească, să se împotmolească, ba chiar mai mult, puteți să ajungeți la ceartă, la conflicte deschise între voi și partenerul sau partenera voastră. Pentru cei care nu sunteți în relații serioase, stabile, aici trebuie să aveți foarte mare grijă în felul în care comunicați cu o persoană de care sunteți interesat sau interesată, mai ales dacă canalul de comunicare dintre voi și această persoană este unul digital, dacă comunicați doar prin SMS-uri sau prin diverse aplicații, dacă comunicați doar în scris, aveți foarte mare grijă pentru că în scris se pierd o grămadă din subtilitățile de limbaj și s-ar putea ca o glumă pe care voi o faceți să fie înțeleasă greșit și să nu mai primiți un răspuns de la această persoană cu zilele sau poate să primiți un răspuns foarte acid, foarte tăios și să ajungeți să vă certați din diverse cauze imature și puerile. Toate aceste posibile probleme pot fi evitate dacă aveți grijă cum comunicați. Și dacă nu vreți să aveți parte de probleme în acest weekend, o idee foarte bună ar fi să vă țineți departe de teme sensibile, cum ar fi religia, politica, finanțele, lucruri care pot să agite spiritele și să ducă la conflicte. Mai departe, în privința sănătății, în acest weekend avem energia de 6 de bâte, o energie foarte frumoasă, care ne arată că o să aveți parte de un weekend foarte plăcut, mai ales dacă vreți să faceți niște activități sportive, dacă vreți să petreceți timp în aer liber. Profitați de acest weekend, pentru că aici șasele de bâte ne arată că soarta este de partea voastră, o să fiți victorioși și puteți să aveți parte de un weekend foarte, foarte frumos. Pentru cei tineri, puteți să mergeți în natură, dacă sunteți pasionați de niște sporturi mai mult sau mai puțin extreme, e foarte indicat să le practicați în acest weekend, pentru că o să fiți mai norocoși decât de obicei. Dacă vă era frică să mergeți la un perete de cățărări sau să vă dați cu tiroliana sau cu parapanta, în weekendul acesta aici văd că o să ieșiți victorioși din orice activitate sportivă pe care vă propuneți să o faceți. Hai să clarificăm acest 6 de bâte, această energie atât de plăcută, atât de frumoasă în privința sănătății. Avem Regele de Săbii, Pajul de Săbii și Steaua. Ok,
ca să beneficiați de toată această energie pozitivă pe starea de sănătate și să aveți parte într-adevăr de un weekend frumos, plăcut, fără probleme de sănătate, va trebui să vă planificați foarte atent weekendul. Să vă planificați mesele, să nu uitați să vă luați cu voi medicamentele dacă luați un tratament, să nu uitați să aveți suficientă apă, să nu uitați să aveți suficientă cremă de protecție solară. Aici regele de săbine vorbește clar despre nevoia de a planifica cu cât mai multe detalii și amănunte orarul vostru în acest weekend, astfel încât să nu vă lipsească nimic și să nu aveți nicio problemă din cauza sănătății. Cu pajul de săbii se reia oarecum energia de aici, din zona de dragoste, iarăși ca să vă puteți bucura la maxim de acest weekend și să nu aveți migrene, dureri de cap și alte astfel de probleme de sănătate, aveți grijă la ce spuneți, la cum spuneți și la cui spuneți aceste lucruri, pentru că dacă spuneți cuvintele greșite, s-ar putea să vă stricați singur tot weekendul și să aveți o atitudine negativistă pe baza unui fond mental agitat și deranjat. Partea pozitivă este că aici cu steaua vedem că universul este clar de partea voastră și dacă voi vă impuneți să aveți o stare mentală pozitivă, să fiți optimiști, să vă bucurați de vremea frumoasă, de toate oportunitățile pe care le aveți la dispoziție, puteți într-adevăr să aveți un weekend foarte frumos. Mai departe, în privința banilor, a situației voastre financiare și pentru cei care lucrați în acest weekend, în privința jobului, afacerii voastre, avem aici cinciul de cupe, o carte foarte tristă care ne vorbește despre niște oportunități ratate, despre niște posibilități de afaceri care n-au ieșit așa cum v-ați așteptat, dar în același timp vedem aici în spate încă două oportunități care mai sunt valide, încă două cupe care n-au fost răsturnate. Așa că sfatul ar fi să nu vă concentrați atât de mult asupra eșecurilor, să le luați ca pe niște experiențe prin care trebuia să treceți ca să învățați o lecție și să vă întoarceți aici către aceste două cupe care sunt pe malul apei, aceste două cupe care încă sunt în picioare și să le inspectați foarte atent, să vedeți care este potențialul din spatele acestor cupe și să plecați cu lecția învățată a eșecurilor anterioare, astfel încât oportunitățile viitoare să se materializeze cu succes. Hai să clarificăm acest 5 de cupe în privința finanțelor voastre pentru acest weekend. 10-le de bâte, regele de monede și 3-ul de săbii. Ca să obțineți ceea ce vă doriți pe partea financiară, va trebui să munciți foarte mult, mai ales dacă sunteți antreprenori, mai ales dacă aveți afacerea voastră sau dacă încercați să transformați un hobby într-o sursă secundară de venit. Aici cu 10-le de bâte este foarte clar. Trebuie să depuneți mult efort. Partea pozitivă este că dacă depuneți acest efort, aveți toate șansele să deveniți acest rege de monede, să și obțineți stabilitatea financiară pe care o căutați. Dar va trebui să faceți niște sacrificii pentru obținerea acestei stabilități financiare. Și pentru că e vorba de o etalare de weekend, pentru o parte dintre voi, acest sacrificiu va trebui să fie să vă sacrificați weekendurile, să dedicați timp afacerii voastre, businessului vostru, canalului vostru de YouTube, paginii voastre de Facebook sau de Instagram sau indiferent care este afacerea pe care vreți să o începeți, să vă dedicați weekendul și timpul liber pentru a crește această afacere. Asta este una dintre lucrurile pe care va trebui să le faceți astfel încât să obțineți ceea ce vă doriți. Și da, va fi trist, va fi greu, va fi obositor, de aceea și cinciul de cupe, dar și răsplata. Uitați aici răsplata. Regele de monede. Cea mai mare carte din suita de monede. Decizia este a voastră dacă merită să depuneți acest efort sau dacă sunteți dispuși să vă complaceți în situația în care sunteți acum.
Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și niște carduri de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru weekendul 12-13 iunie. Hai să vedem un mesaj suplimentar de la aceste cărți pentru această zi. Contribui la crearea unei lumi în care este sănătos să ne iubim unii pe alții. De fiecare dată când meditez sau fac o vizualizare pentru vindecare, mă conectez cu oameni de pe întreaga planetă care fac același lucru. Un mesaj foarte frumos care vine în completarea acestei etalări de weekend. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!